Aș vrea să continuăm uh, în această zi uh, împreună această uh, serie de predici. Au predicat și frații înainte, foarte frumos, uh, din cartea Iacov. Uh, suntem în capitolul 1 și aș dori ca să uh, vorbim în continuare. Mulțumesc. Să vorbim în continuare din capitolul 1, de la versetul 22 la versetul 27. Așadar, aș vrea să deschidem Biblia, câteva gânduri scurte pe care aș vrea să le, să le subliniem. Dacă vreți să ne ridicăm, să cinstim Cuvântul Domnului, în felul acesta. Îi spunem Domnului căci cuvântul este valoros, îl credem și vrem să îl aplicăm în viețile noastre. Iacov, capitolul 1, versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce uh, s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba și își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim, ne întinați de lume. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această zi aș vrea să continuăm această frumoasă serie de predici care se numește Faith in Action, Credința în acțiune, și în câteva cuvinte aș vrea să vorbesc în această zi despre această temă pe care o subliniază Iacov în aceste versete Cuvântul și fapta. Cuvântul și fapta. Cred că ați auzit de multe ori această frumoasă expresie care zice în felul următor. Faptele tale vorbesc așa de tare încât nu aud ce spui. Faptele tale vorbesc așa de tare încât nu aud ce spui. Asta înseamnă. Că viața noastră, viața omului, vorbește foarte tare, și dacă ceea ce spunem noi sau ceea ce uh, uh, trăim noi prin, prin viața noastră este în, într-o contradicție cu cuvintele, omul preferă să asculte la acțiunile noastre și la ceea ce facem noi decât să asculte la cuvinte. Și aș putea sumariza această predică exact în această frază, faptele vorbesc așa de tare încât nu aud ce spui. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi ca în viața noastră faptele și cuvintele să meargă în aceeași direcție și să fim după voia lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta, amin. Uh, în această zi, cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să intru direct în subiect, Vorbește despre trei aspecte. Sublinează trei aspecte despre Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt prezente în aceste versete, și apoi trei aspecte despre faptele pe care noi trebuie să le avem. În primul rând spune versetul 22 la care aș vrea să privim și dacă se poate prezenta afișa, este un cuvânt foarte important. Spune așa: Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Vedeți, în versetul acesta prezentat, Biblia ne vorbește căci cuvântul lui Dumnezeu trebuie împlinit. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie împlinit. Sunt foarte mulți oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, uh, unii dintre ei devin o enciclopedie, știu versete, știu interpretări rabinice. Uh, și eu m-am întâlnit cu oameni după predică, a spus frate, hai să-ți spun uh, cum interpretează rabinii versetul ăsta și ăsta. Biblia spune: "Nu fiți numai ascultători, să știți mult cuvântul lui Dumnezeu" Trebuie pus în practică, în practica de zi cu zi. Și zic, ca Domnul să ne ajute în sensul acesta. Și aș vrea să uh, citesc din uh, Cartea Matei, capitolul 7, cu versetul 24, să vedeți: uh, Domnul Isus, care a fost frate cu Iacov, uh, vorbește despre același lucru și spune și prezintă ascultarea și împlinirea în cartea Matei, capitolul 7, versetul 24. Uitați ce frumos spune Biblia în aceste versete. Spune așa Biblia, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. În cartea Iacov spunea: Ascultă și împlinește. Mântuitorul spune: De aceea pe oricine aude, ascultă aceste cuvinte ale mele și le împlinește, le face. Îl voi asemăna cu un om cu judecată, un om înțelept, un om cu mintea la cap, care și-a zidit casa pe stâncă. Observați în acest verset exact aceeași paradigmă. Aude, ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl face, îl împlinește. Atunci când noi facem aceste lucruri în viața noastră, Biblia ne aseamănă cu un om cu judecată, mă, sau un om cu judecată, ascultă și împlinește. Și apoi Biblia continuă și spune, care, un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Desigur, Domnul Isus nu vorbește despre o casă, ci vorbește despre viața omului. Casa aia de acolo din Biblia ești tu și cu mine. Și spune, când aplicăm, ascultăm și împlinim cuvântul, ești ca o casă care este zidită pe stâncă. Ești ca un om cu judecată. Și dacă vreți, aș putea concluziona cu trei afirmații. Este un om cu judecată, este un om care investește bine, își pune casa strategic, și apoi este un om care rămâne tare în furtunile vieții. De multe ori, viața ne oferă surprize, nu ne așteptăm. Poate vine un val și te dă la pământ, dar un om care și-a zidit în timp viața pe principiile cuvântului și le crede și le-a pus în viață, în mijlocul furtunii va rămâne în picioare. Chiar dacă poate cade jos, se ridică de acolo. Cade jos, se ridică. Cel neprihănit, spune cuvântul, cade de șapte ori, dar se ridică în picioare. Slăvit să fie numele Domnului. Și același principiu, Cuvântul îl sublinează în continuare și ne arată partea negativă a unui om care nu zidește pe stâncă. Spune așa versetul 26. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, nu le împlinește, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia. Au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a pră, prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Isus cuvintele acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. În aceste versete observăm această această idee, această paradigmă, ascultarea cuvântului și împlinirea cuvântului. Zic ca Domnul să ne ajute în sensul acesta, să fim oameni cu judecată. Vedeți dumneavoastră, eu m-am dus și eu merg în fiecare an să-mi fac verificare, check-up, să văd cum e, dacă am toate lucrurile ok, și în urmă cu câțiva ani de zile, aproximativ patru ani de zile, m-am dus la, doctor. I-am spus soției soție mele, Oana, auzi, fă o programare să mă duc și să mă verific, să fie ok în fiecare an. Vă recomand și dumneavoastră. Și m-am dus la doctor și a fost un doctor pe care l-am ales în zona noastră și zice, măi, mă da cu ciocănelul la picior, ai reflexe bune, totul bine, zice, ți-am găsit o problemă. Zic, spuneți, zice, ai colesterolul mare zice, dacă nu te pui pe treabă să mănânci așa cum trebuie, zice, te pun pe medicamente. Zic, când am auzit, m-am dus acasă la, la, soția mea și am zis, auzi, zic, schimbă doctorul, că ăsta nu-i bun. Mi-a schimbat doctorul. Următorul an m-am dus la un alt doctor și mi l-a schimbat. Și iar ciocănelul, reflexe bune, tot ok. Zice, măi tinere, zice, ești bine. Zice, dar ți-am găsit o singură problemă. Zic, care este? Zice, colesterolul este mare. Dacă nu te pui pe treabă și nu mănânci ce trebuie și să faci sport, zice, te pun pe medicamente. Că ești tânăr, ți se înfundă venele și la 50 de ani nu mai funcționezi bine. Zic, m-am dus acasă. am zis, Oana, ăștia ați greșit, amândoi. Schimbă doctorul. L-am schimbat și pe al treilea. Și m-am dus uh, la al treilea doctor uh, și uh, aceeași ciocănel, aceeași reflexe, tot a fost bine și mi-a zis, auzi, ești perfect sănătos, dar ai o singură problemă. Deja știam care e problema. Zice, ai colesterolul mare. Măi, i-am zis la Oana, Oana, schimbă doctorul și acum. Uh, și înțelegeți, am auzit tot ce au ce, toți cei trei doctori. Dar n-am vrut să împlinesc. Eram ca și omul din, din Iacov de aici. Auziam, dar nu împliniam. Și până într-o zi m-am hotărât eu și am zis, uite, Că tot i-am promis la Oana că mă pun și alerg și reglez colesterolul, dar nu din medicamente, ci cu numai ceafă de porc așa mult și știți dumneavoastră, puțin alergare și așa mai departe. Și am promis că reglez. După patru după ani de zile, după ce am alergat, și am mai renunțat la, știți dumneavoastră, nu ne plac nouă mâncărurile alea, așa, jambonele de, de porc și așa, m-am dus la doctor. M-am dus la doctor și m-a întrebat tinere, m-a întrebat asistența, faci, faci puțină mișcare? Eu știam că așa regulat că am vrut să, să mă ocup de colesterol. Zic da. Zice, uite, am făcut analizele toate și zice, vreau să zic că nu ai colesterol. Felicitări, zice, uite, trei ani de zile colesterolul s-a dus numai în sus. Dar zice, acum ești în normele foarte bune. A zis, Doamne, n-am mai primit un compliment așa de patru ani de zile. Am dat slavă Domnului. Și când am studiat pasajul acesta din Iacov, mi-a dus aminte Duhul Sfânt ce înseamnă să asculți, dar să nu împlinești. Să asculți cu urechea, să vezi pe hârtie, dar să nu împlinești. Asta este de multe ori în viața creștinului. Auzim predica, auzim sfatul, auzim lucrurile, dar nu le împlinim. Le spunem, schimbă biserica, schimbă predicatorul, schimbă doctorul, schimbă-i pe toți, dar eu să nu mă schimb. Dragi frați și surori, Biblia, vă citesc mai, mai o dată, pune versetul 22. Vă citesc ca să, să fiți responsabili înaintea Domnului, că Doctorul v-a zis, Doctorul fiind Duhul Sfânt, fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, spuneți dumneavoastră ultimul verset, înșelându-vă singuri. Aici cam avem noi probleme. Ne înșelăm singuri. Avem toate dovezile, dar de multe ori ne păcălim singuri. Doamne, ajută-ne să punem cuvântul tău în viața noastră și să-l împlinim așa cum putem și cum ne dai tu putere. spune amin la lucrul acesta, amin. Și aș vrea să vă mai spun că unii oameni folosesc Biblia că ziceam că trebuie împlinită. Spunea cineva, măi, zice, mă pun seara în pat deschid Biblia, zice, citesc două, trei versete și așa bine adorm, frate. I-am zis, frate, dar tu folosești Biblia pe post de somnifer? Cum, te, cum o deschizi, cum adormi? Zic, Biblia trebuie împlinită, nu-i pe, pe post de somnifer. Alții uh, folosesc Biblia pe post de armă, se bat în versete unii cu alții, uh, tot felul de interpretări și așa mai departe. Alții o folosesc ca și literatură pentru suflet. Dragi frați și surori, Iacov este un, un scritor foarte pragmatic și ne spune că Biblia trebuie ascultată și trebuie împlinită. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Amin. În al doilea rând, Biblia merge mai departe și vorbește tot despre cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cuvântul lui Dumnezeu trebuie împlinit, apoi face, aduce o altă, o altă ilustrație foarte frumoasă și vorbește în versetul 23 despre cuvântul ca și o oglindă. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o oglindă. Spune așa Biblia, versetul 23, la care își vrea să privim, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Vedeți dumneavoastră, oglinda, spune, spune Iacov, cuvântul lui Dumnezeu prin Iacov, că Biblia este ca oglindă ca o oglindă și privești în oglindă, adică te duci acasă, deschizi Biblia dimineața, citești câteva versete și cum spunea fratele, dinaintea mea fratele Cristi, despre mânie, citești acolo despre mânie. Poate unii nu au probleme cu mânia, dar citești acolo ceva și dacă vezi că ai probleme cu lucrul ăla, este ca și cum te privești într-o oglindă. Dar dacă te privești într-o oglindă, tu, de fapt, te vezi pe tine, eu mă văd pe mine. Practic, oglinda la ce ne ajută? Ne ajută să ne examinăm. Ne ajută să ne examinăm și e bine să ai lumină bună. E bine să ai lumină să te examinezi și, și să te vezi în Cuvântul lui Dumnezeu, care este ca și o oglindă. Și aș vrea să subliniez în Biblie, foarte interesant. Sunt trei instanțe în care se vorbește despre Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind o oglindă. Trei instanțe. Asta este prima instanță în care Biblia ne spune că trebuie să ne privim și să ne examinăm. Așa spune. Uh dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, s-a analizat, s-a văzut cum este, pleacă și uită îndată cum era. Biblia lui Dumnezeu, cuvântul ca o oglindă care te cheamă să te examinezi. Al doilea verset care aș vrea să-l citesc este din Exod 38, versetul 8. Ca să vedeți cum, ce spune Biblia, este un verset scurt și plin de substanță, Exod 38 cu versetul 8, spune așa Biblia. A făcut ligianul de aramă cu piciorul lui de aramă din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii a făcut ligianul de aramă cu piciorul lui de aramă din oglinzile femeilor care slujeau la, la, ușa cortului întâlnirii. Acest ligian de aramă era în, la templu, la cortul întâlnirii, acolo, la cortul întâlnirii, și preotul care trebuia să meargă să intre în templu să facă slujbă mai întâi. Mergea la acest ligian de aramă, și se spăla pe mâini acolo. Și se pregătea ca să meargă să facă slujba în Templu. Și femeile au luat toate, care au avut oglinzi, au luat oglinzile și le-au donat ca din oglinzile lor să se facă acest lighean frumos acolo la, la Templu, în curte, ca preoții să spele mâinile și să se pregătească pentru slujbă. Vedeți, dumneavoastră, ce vorbește Biblia aici, în acest pasaj, este, de fapt, modalitatea de curățire prin cuvânt. Prin cuvânt, prin această oglindă care este Cuvântul lui Dumnezeu. Și, ca și suport, să vedeți cum vorbește Biblia, pentru că în Cuvântul lui Dumnezeu avem parte de două curățiri. Vedeți ce frumoasă e Biblia este curățirea prin sângele Domnului Iisus Hristos de la Golgota și apoi există curățirea prin cuvânt. Te uiți în cuvânt, te examinezi și lași cuvântul să te curețe. Îți arată o pată, îți arată o problemă și te cureți. Și Domnul Iisus vorbește despre acest lucru în Ioan capitolul 15 cu versetul 3. Spune foarte frumos, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Din pricina cuvântului, sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Și Efeseni capitolul 5 cu versetul 26, exact același lucru, în l vorbește Biblia despre curățirea prin cuvânt. Și spune așa, Citeți de la versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt. Există curăția prin sângele mielului dar noi în fiecare zi ne curățim prin cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm la noi, ne spălăm în, în cuvântul divin, așa cum preoții înainte să intre la slujbă se curățeau în acel ligian de acolo care era făcut din oglinzi. Iar apoi, al treilea pasaj, cuvântul ca oglindă care te cheamă și te, te invită să te examinezi, să te curățești, iar apoi, în al treilea rând, să te transformi. Uitați ce spune 2 Corinteni, am așa câteva versete frumoase. 2 Corinteni 3 cu 18, un verset foarte frumos care ne spune în felul acesta: Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați, suntem metamorfozați, cuvântul metanoia de transformare în același chip cu a lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Cu cât te uiți mai mult în cuvânt, cu atâta slava Domnului te cuprinde și te transformă. Dacă nu te uiți în cuvânt, cum să fiu și cum să fii transformați? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să privim în Cuvântul Tău, care este o oglindă. Amin, Doamne, ajută-ne. Am vorbit despre Cuvântul care trebuie împlinit, Cuvântul care este ca o oglindă, iar apoi, în Iacov, în pasajul pe care îl avem în fața noastră, ni se vorbește despre Cuvântul care aduce libertate. Cuvântul care aduce libertate. Uitați ce spune Biblia. Versetul 25. Dar cine își va adânci privirile în legea de desăvârșită care este legea slobozeniei. Iacov 1 cu 25. Dacă dar cine își va adânci privirile în legea de săvârșită care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Vedeți dumneavoastră, îmi place foarte mult acest verset care mi-a dat câteva gânduri foarte profunde pentru mine. Vedeți, dumneavoastră nu m-am gândit niciodată că legea aceasta a Domnului este legea libertății care aduce fericire. Foarte interesant. Când te uiți în această lege a lui Dumnezeu, îți aduce libertate. Îți aduce freedom, libertate, și îți aduce și fericire. Nu m-am gândit la lucrul acesta. Din ce cauză? Vedeți, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evanghelia după Ioan, în, 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 Evang în, în Ioan 10 cu 10. Hoțul, dacă, dacă puteți să puneți Ioan 10 cu 10, hoțul nu vine decât să fure, să jungie și să prăpădească. Dar eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Uitați-vă dumneavoastră, cuvântul acesta, viață, care îl vedeți acolo, este un cuvânt în limba greacă care se numește zoie. Înseamnă viață spirituală. Înseamnă viață spirituală. Avem două cuvinte în limba greacă. Cuvântul viață bios, viața fizică și cuvântul uh, zoie, care este viața spirituală. Și așa spune Biblia, diavolul, hoțul, nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Dar eu am venit ca oile să aibă zoie și să o aibă din belșug, o viață spirituală. Știți ce vrea să facă diavolul? Așa cum a făcut cu Pavel și cu Sila. Să te pună și să spună cumva în sufletul tău ceva păsări, ceva lanțuri, ceva cătușe, ceva închisori. Să te facă cumva să te fure, să-ți fure bucuria, să-ți fure uh, uh, bucuria de a trăi, jovialitatea, uh, bucuria în Hristos Domnul. Vrea să-ți ți le fure. Dar Biblia spune, Iacov, când privești în această lege, această lege, găsești slobozenie. Găsești libertate și nu numai libertate, dar găsești și fericire. Slăvit să fie numele Domnului. Uh, am fost uh, cu ceva timp în urmă în Washington DC la Muzeul Bibliei, foarte frumos. Dacă puteți să mergeți și printre toate frumusețile care au fost acolo, am văzut un clopot mare, așa, de 1000 de kilograme. Și tot m-am gândit eu și am făcut poză, mă, ce-o fi cu clopotul acesta? se numea clopotul libertății. The bell of liberty. Și tot m-am uitat eu la el și am fost eu foarte interesat de clopotul acesta, ce o fi cu el acolo. Și m-am pus să citesc puțin despre clopotul acela. Și el a fost făcut în 1752 și a fost pus în Pennsylvania acolo ca un clopot mare la, la primărie acolo care Dădea de mesajul libertății. În 1752 și la câțiva în distanță, în 1777, au venit trupele uh, britanice din Anglia și au, cu, au venit să cucerească Pennsylvania Și oamenii au spus, măi, clopotul acesta libertății, dacă lăsăm acolo, oamenii ăștia o să vină și o să ia toate clopotele și o să le transforme în, în gloanțe. Zicea: Hai să luăm clopotul și să-l ascundem undeva, să nu-l găsească uh, uh, soldații uh, britanici. Și l-au luat și l-au pus într-o biserică, în podeaua bisericii, au făcut acolo o gaură, în biserica Zion, George din uh, uh, Allenton, Pennsylvania, într-un orășel. L-au băgat acolo în, 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 în parchet, l-au făcut o gaură, să nu-l găsească nimeni. Era clopotul care dădeau în el și făcea ding-dong și toți oamenii știau că este clopotul libertății. Au plecat trupele și clopotul unde credeți că a rămas? Pentru ani de zile. Acolo în parchetul și în, uh, în biserica aceea a stupat și nimeni n-a mai știut de el. Iar după mulți, mulți ani l-au scos afară și au zis măi, Hai să-l scoatem și să-l facem un simbol al Americii: că este clopotul libertății, și să mergem din oraș în oraș și să dăm cu el ding-dong să știe toată lumea despre libertate. Vedeți dumneavoastră, de multe ori, fiecare dintre noi, avem momente din acestea în care sunetul acela libertății, care ar trebui să sune în mintea noastră, este băgat undeva în, în, în beciul Sufletului nostru. Și este acolo. Și uităm că suntem liberi, uităm că Domnul ne-a salvat, uităm de bucurie, uităm de libertate. Și în loc să trăim cu toată, cu toată pasiunea pentru Domnul, sunetul acela libertății nu mai este. Duhul Sfânt nu mai trage clopotul libertății în viața noastră. Dar când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, acesta este sunetul libertății găsim în cuvântul lui Dumnezeu acel sunet al libertății. Când satana te apasă cu tot felul de lucru și deschizi cuvântul lui Dumnezeu și Domnul spune, ești liber în Hristos, prin Hristos postotul totul, să fie numele Domnului. În acele momente, Duhul Sfânt trage clopotul libertății și spune, ești liber în Hristos, nu lăsa pe cel rău să pună lanțurile peste tine sau peste mine. Înțelegeți, avem nevoie să auzim în urechile noastre acest cuvânt al libertății care este Evanghelia Domnului Isus. Doamne, ajută-ne să auzim acest zgomot al libertății mai mult în sufletele noastre. Hristos Domnul trăiește, slăvit să fie în numele Lui. Vedeți dumneavoastră, am vorbit despre cuvânt și Iacov ne-a vorbit despre Biblia, despre cuvântul lui Dumnezeu care trebuie împlinit care este ca o și apoi care este cuvântul care aduce libertate. Și în ultimele două versete, foarte pe scurt, ne vorbește despre fapte, despre religia adevărată. Vă întreb eu pe dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră ridicați o mână sus, aveți o religie adevărată? Ridicați mâna sus. Religia adevărată. Nu-i capcană, e adevărat. Eu am religie adevărată, nu-i capcană, și acum, că să răspuns, majoritatea să ridicat mâna, să vedeți ce zice Biblia și să vă, vă verificați cu Biblia. Dacă puteți, if you, if you can project uh, verse uh, 20, uh, așa, 26, 26, verse 26. Uitați ce spune. 26 și 27, 26 și 27, ne vorbește și ne arată religia adevărată. Dacă ai religie adevărată aici, zice. Spune așa Biblia, dacă crede cineva că este religios și nu și înfrânează limba. Limba. Nu și înfrânează limba. Ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Vedeți dumneavoastră, primul lucru ca să ai o religie adevărată este să-ți înfrânezi limba. Să-ți înfrânezi limba, să să, să pui, să ții limba acolo, că multe lucruri zice limba. Doi, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor. Ăsta al doilea lucru care îl zice Biblia. Primul este vorbirea și al doilea este slujirea să ai ochii pentru un orfan și pentru o văduvă și să-i cercetezi în necazurile lor. Asta e religia adevărată, așa zice Biblia. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfan și văduve. Să-ți înfrânezi limba și să cercetezi orfanul și văduva. Și apoi, al treilea lucru este și să ne păzim neîntinați de lume. Observați dumneavoastră, trei aspecte a unei religii adevărate. Trei aspecte importante. Unu, limba ținută în stăpânire. Pentru că limba noastră, de fapt, transmite ce este înăuntru nostru, în sufletul nostru. Pe aici este tot, prin limbă. Spui, de fapt, ce ai în minte. Limba e foarte importantă. În al doilea rând, slujirea, să slujești pe cel care este dezavantajat vedeți, ne aducem aminte în Biblie și de fratele Iov. Ce a spus fratele Iov? Șchiopului îi eram picior, orbului îi eram ochi. Mă băgam pentru orfan și mă băgam pentru văduvă. Când erau nedreptățiți, mă duceam acolo în mișocul lor și spuneam, eu apăr și orfanul și văduva. Asta făcea eu exact ce spune Apostolul Iacov. Era omul care era pentru, pentru, pentru orfan și pentru vădvă, îi sluja Și apoi să ne păzim neîntinați de lume. Aici aș putea face și am putea împreună cu ceilalți frați slujitori să facem o, o, o serie de predici cum să ne păzim neîntinați de lume. Lumea ne cheamă, ne cheamă, ne cheamă. Dar mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să stăm pe poziție și să stăm pentru Domnul nostru. Aș vrea să invit echipa de închinare tinerii, să vină aici în față, să mai lăudăm pe Domnul. Și așa cum am, am învățat, Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să punem cuvântul lui în sufletul nostru. Să ne lăsăm transformați de El, să-L privim ca o oglindă, să-L împlinim, să ne lăsăm cercetați de Biblie, iar apoi nu numai cuvântul, și faptele. Să avem fapte, să lăsăm cuvântul, dar apoi cuvântul acesta să se vadă în faptele noastre. Domnul să ne ajute. Amin.